Salut și bine v-am găsit, fraților, aceia la un nou episod din Minecraft. Astăzi vom face al doilea episod din această serie de survival. Eu sper să vă placă acolo cât de cât această serie și dacă vă place, nu uitați acolo de un mare, mare like și de acel buton de subscribe ca să fiți la curent cu seria aceasta în continuare, dacă vă place. Bun, prima oară luăm și noi o bacă aceea și astăzi vreau să ne facem și noi o casă, pentru că, bă, frate, chiar urăsc să cutreie așa toată lumea aceasta fără să-ți faci o casă sau o coscioabă, cum ziceți voi acolo. Bun. Prima oară, las să fac și o dată mâncare. Uite că avem mâncare. Bă, da, șop, prost, poate. Asta este momentan o mini-bază, care nu se ține așa foarte mult. Baga, baga, baga. Bun. O să luăm acest pad, aici luăm toate astea și plecăm în noua noastră aventură, pentru că v-am zis, problema ar fi că... Ne-am putut, pot să fac și un topor, mă? Hai, un topor de piatră, ce să mai. Ne riscăm cu topor de piatră. Acum ne căutăm ceva, villager sau ceva. Poate găsim și noi un sat de villager sau ceva, dar vedem. Avem pe acolo două direcții, dar cred că o să apă aici, că pe direcția cea mai mare și am zis că această parte nu este deloc explorată și acum mai dăm direct pe explorare, pentru că, na, ce să faci altceva într-o serie de Minecraft, nu-i așa? Mamă, ce-i pe aici, fratele meu? Bă, cine ai mai să o găgă copacul ăsta fix în mine, frate? Bă, mă, bă, dar pe acolo, iau ce-i pe aici, bă, ești de mult la cap, ai de cap meu. Nu vei aici, prima oară urc aici pe munte, să găsim ceva pe aici și pe aceea coborâm pe acolo să găsim și noi un sătuc ceva, pentru că, na, ar merge un sătuc. Mamă, ce e aici, frate? Mamă, lor, mai viață, mai viață. Mamă, mamă, mamă. Stai așa puțin să mă hilez puțin, că este cam joale. Am găsit sat! Bine! S-am găsit sat, frate! Forța, forță, bă, forță! Avem aici primul nostru sat, doamne, dacă n-aș putea acest moment, doamne. Hai, hai să mergem repede să ne închiriem și noi o casă. O închiriem o casă, adică înseamnă să o furăm. Da. O lărgim, vedem cum facem la casă, dar... Ia uite, uite, un sătuc și avem și de ăsta de ruinet portal, mamă. De bucata asta că e bună. Stai că vreau să o iau. Stai așa, stai să ia să luăm niște armură, mă, stai așa. Armură, două și pasta, frumos. Și dăm și ăsta înapoi. Asta e că nu trebuie să iau pe asta, că avem ăsta. Gata, frate. S-a rezolvat. Bă, interesant satul acesta. Vezi că e un sat destul de măricin, adică, da, e ceva. Ia, ia, ia. Bă, ce faci, mă? Tu dai mine, mă. Bă, ce coscioabă. Tu ce cauți aici? Coboară, mă, jos. Da, hai că ne prindem să dormim aici, în această coscioabă, alături de acest villager. Bă, pleacă de aici, fără chestii de-astea intime aici. Ok, dăm cu acea pat, dă-l și palul ăsta, că... Sau hai că nu mai dă-l palul ăsta. Că cine aibă, mă mulțumesc și eu cu un pat, că nu-s ca voi, villagerii calici. Mai refer villagerii ăștia de aici, să știți că... Na. Bun, ce putem să facem noi prin acest sătuc? Păi hai să ne luăm și noi o casă, pentru că n-am unde să stau, sunt singurel. O casă așa bună, să aveți și spații de renoire. O luăm pe aia și gata, că deja cred că mă înjurați deja că stau de 10 ani să aleg o casă. Uite, mă, asta luăm aici, am colță tot aici. Mai singurei, dar știți voi, prețul mai mic, nu așa? Gata, asta va fi noua noastră coscioabă, fraților. Hai să facem aici ceva renovări. Ce-i patul ăsta aici? Aici avem noul nostru chest, frumos. Dă patul ăsta încoace. Bun. Acum vreau să facem niște lărgire, pentru că nu-mi place așa, că este prea scundă casa. Hai, ne apucăm acum să facem o... Uite așa, vreau să fac ceva gen... Bă, dar cred că așa o să fac, o să fac așa o extindere, dar nu o să stric pereta acesta, adică fac ceva din nou ușa azi. Ați văzut și cum arată. Bun, hai să facem așa, să arate design-ul cum trebuie. Va arăta acum, Andrei, cum se face. Bang! Bang! Frumos! Extindere, ne extindem, bă, frate, ne extindem! Bam, 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 facem așa, că dacă le face poate nu un cap pe inventar. Bam, bam, bam. Dă încoace să fie destule.
Bă, de ce le-ai aruncat pe astea? Ok. Gata, hai. Începe extinderea. Ceva ce ne extindem așa și ne, că ne permitem, că nu degeaba am dat bani. O să ne facem și o grădină, ceva, habar n-am ce să facem, dar facem calme oricum. Facem proiectul mare. Da, zic că poți să cu asta. Stai să stricăm această piatră, că o văd așa în plus. Aș face ușă dublă pentru că sunt cam gras. Da, hai facem ușă dublă. Nu mai face cum să fac asta, bă, gata. Idee bună, asta va fi un fel de hol o să fie, mă. Și casa o să fie, de fapt, mai mare o să fie. Avem pe aici o extindere, pe aici o extindere și o să avem și pe aici cu o extindere mai mică, dar vedeți acum când construiesc, o, o să vă țin aici când construiesc. Pentru că facem aici o construcție foarte mare. Bune, cam gata. Arată un pic cam așa acoperișul momentan. Am tăiat frumos acoperișul acesta. Bă, voi lăsa așa cu aceste lemne pentru că o să fac și acolo. În bele părți o să fac așa, o fel de extindere. A, eu zic că arată destul de ciudat acest acoperiș, dar... Cum zic eu, am tăiat aceste bucăți ca să pot să dau extindere cu bucățile astea, cu blocuri. Adică ceva genul, după ce o să facem așa, ridicăm. O să punem, o să vedeți voi cum face, nu mai stau să zic că mă bulbui ca prostul după aceea. Uite, punem așa frumos, prima de asta, să arate ca o casă. Și deja am rămas fără de asta, fără lemn deja. Bă, dar mi-e și foame, bă, le-am pe toate, le-am pe toate astăzi. Punem și astea aici, frumos. Dăm pulpele astea frumoase, dăm și asta să fac ceva de mâncare. Ideea că sunt rupt de foame, fete. Ha, ia, asta e că n-am cărbune, cărbune. Uite aici, frumos, ia uite. 3, 2, 1 și s-a făcut. Frumos, ceva de mâncare. Acum da, mergem să tăiem niște lemne pentru că avem nevoie. Așa, mai dă-le în coase, le mâncăm, că mi-e foame, frate. Eu zic că mergem momentan. Acum hai să mergem să tăiem câțiva copaci. Mergem pe acolo, că nu degeaba avem dita mai pădurice lângă noi. O să punem de asta. Ia uite, deja încep să prindă contur proiectul. Bă, dar câte găini sunt aici, bă! Moartă. 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 Sunt un killer de găini. Moartă. Am văzut că am văzut așa, că normal lăguiește Minecraft-o, dar nu știu ce lăguiește, dar... Cred că e de la joc sau ceva, nu știu, habar n-am, nu mă bag, nu știu. Ia uite, mă, dar ce, bă, dar ce atâtea flori, bă, fratele meu pe aici, mamă. Hai să ne apucăm să tăim, că noi suntem aici cu tăiatul mai mult oricum. Ia, mă, vreau să le văd așa să fie în colț, așa, mă. Hai să ne apucăm cu tăiatul, că avem destul de mult de tăiat. Ok, ultimul copac, avem 58 de bucăți. Pentru voi a fost doar o mică tranziție, dar pentru mine a fost un calvar aici. Haide. Gata, 64 de bucăți, adică un stack de lemn de ăsta. Și deja vine și noaptea. Eu zic că, bă, măcar am făcut și noi ceva de început așa să fie. Hai repede la somn, că dacă ne culcăm acum se spunează creeper de ăștia și ne strică toată construcția și după aceea o să plângem. O să plângem pentru că am fost proști când ne-am culcat, pentru că da, dacă, de obicei dacă te culci nu mai se spawnează lângă tine și de-astea. Aolo, aolo, n-am pat, patul, 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 mai repede. Bă, nu știu să-l pun. Gata, gata, hai, somn de voi. Ne culcăm pentru că gata. Această zi a fost cu succes. O zi foarte bună. Perfect. Avem aici mâncarea care s-a preparat un pic aici. Dar încoace să avem mâncarică. Frumos. Gata, ia uite, avem stack-urile astea aici. O rămas și pe plus o rămas. Ce naiba s-a întâmplat. Dar încoace, frate. Hai să le craftăm poate pe cât avem aici. Gata. 1, 2, 3, 4, 5, aaa, pe la 5 stack-uri cred că termină ca asta. Bine, probabil o să termină, dar nu știu dacă chiar o terminăm, dar vedem. Frumos, ia uite cât am mai, cât am mai cost ceaba am putut să fac aici, fratele meu. Uite, uitați-vă, uitați-vă aici, puțin, ia uite. Intrare frumos, intri pe aici, ai chef, mergi pe aici. Aici o să fie separat, o să facem niște perezi așa ca să separăm camerele, pentru că pot să fie mai multe.
Uite că în ceva gen nu știu să se separă, ceva uite așa să fie separator de ăsta, uite că în ceva gen. Aici va fi o mică cameră, aici o fel de cameră mai mare și aici o cameră mică. Așa, dar aici cred că o să fie ceva gen două de-astea de bara, două de-alea de bara o să fie. Hai să ridicăm proiectul în sus acum că, na, ia uite, frumos. Începe să prindă contura asta, chiar îmi place. Va trebui să luăm niște sticlă să o punem să facă, pentru că vreau să avem și niște geamuri frumoase. Așa. Toate așa, să mai scoatem aici unde sta. Așa, fratele meu, asta zic. Asta e forța, frate, asta e forța, ca scos cioaba asta mare. Așa. Una și două. Gata. Am terminat aici primul strat. N-am pus aici, n-am pus. Cât de prost pot să fiu, frate. Aici o să fac ceva gen așa să fie mai... Să pot să mă urc înapoi, să mai pot să construiesc. Asta cred că facem acum totul, pentru că cred că avem destule blocuri, dar avem cam destule. What? Ok. Cam atât de înalt. O ajunge atât înălțime, mă, frate. Păi cam cât casa, și mai ales că ridicăm aceea chestie în sus. Da, eu zic că ajunge. Uite, arată așa foarte cheli. Hai să facem niște geamuri. Pentru că nu stăm așa pe vezi, nu? Aici vrem să admirăm priveliște, aici... Hai să facem și aici câteva geamuri. Uite, uite cât mai camera aia aici, să-mi bat piciorul. Ia uite, frumos. Avem așa botul în iarbă, dar... Nu știu, nu cred că aș face așa aici. Adică, cred că aș pune geamul doar pe partea asta, tip aici, așa. Da, și aici la fel, mă, frate. Ta, lăsă-mă așa atunci, hai. Frumos, un geam de 3 bucăți, ca să fie mai drept. Aici o dată de 3 bucăți. Sau, gata, aici fac un design aici. Fac un design mai diferit la această costceavă. Bine, sau această cameră, cum ziceți voi aici. Uitați-vă puțin așa cum fac. Fac frumos, stai fiecare bucată. Un spațiu aici. Și acest perete va fi așa, peretele ăsta mai exterior. Adică o să punem geamul așa lat, așa frumos. Aici nu se va uni, dar... Mai facem aici, hai să facem aici să facem continuarea să fie cum trebuie. S-a stricat toporul. Gata. Cam așa arată, zic, arată foarte bine aici. Și ultima cameră care îi dăm cu mâna. Facem, desfacem geam, fac așa la ieșire ca să vadă mai bine. Ceva gen așa și hai și unul aici să fie două geamuri, na. Ok, am terminat cu geamurile. Eu zic că începe să prindă contura, uite cum arată cu geamurile acestea. Stai să iau și blocurile astea că, na. Sunt blocuri făcute de mine. Uite, mă așteapă aici, uite podeaua asta, vedeți? Și ultima, gata, frate. Am făcut aici un spațiu ca să se vadă pe un pic de priveliște, dar trebuie să fac așa ceva. Dar nu, că mai avem mai multe pe acolo, nu. Vreau zic că iarăși măcar avem și noi puțină priveliște, măcar să-mi fie așa un pic de bătaie de joc. Bun, acum să mergem în căutarea la niște nisip, dar astăzi să-mi fac și o lopată, pentru că s-o cam stricat mai devreme. Dă și mie frumos o de asta, florile. Hai să mai punem și niște chestii. Mamă, cine v-a sucat o așa de urât puși? Wow. Ok, gata. Hai la nisip acum pentru că, da, avem nevoie acum de nisipuț. Gata, aici o să mă opresc. Avem deja 64 de bucăți de nisip. Și avem aici foarte mult pământ pentru a acoperi găurile astea pe aici pentru că se văd așa foarte inestetic. Gata. Hai, dă-le și poate să văd așa mai frumos că facă. Mie pasă foarte mult de designul acesta pe aici. Acoper aici cât de urât și aici și cam gata. Acesta este designul. Astea, uite, fac așa frumos. La gârlă frumos și gata. Acum întrebarea numărul 2. Unde-i costceaba? Uite acolo e costceaba, nu mai vedeam. Gata, uite, avem și nisipul. Punem acum frumos să se coacă sau să iasă geam din el, pur și simplu. Bun, dă-mi și mie... Unde-am pus furnalul ăla, mă, furnalul? Uite, la aceea. Deasupra. Împarte și tu cărbunele la 2. Frumos. Bam, bam, bam. Și bag aici nisipoiul. Adale și pastea încoace, cărbune doar înapoi și cam gata suntem momentan. Geamurile o să le punem imediat, dar cred că așa o să facem. O să facem așa cu dala cu lemn, cu scările o să facem acoperișul. Gata, bă, aia zic, doamne, fericire mare, ești nebun. Ia zi-mi cum arată aici, acum am făcut, că nu degeaba ne-am chinuit atâta.
multe bucăți, desigur. Bă, arată frumușel, o cameră interesantă. Două torțe ce ca să vadă. Încă una, încă una, o să fie câteva torțe și aici. O dau asta aici, două la ușă. O două, pune două așa ca să în design și cam atât o să fie. Aici o să fie o cameră asta de furnale, aici poate o cameră de chesturi și aici o cameră goală în care ne punem patul și ne mai punem noi chestii. Iam aici sticla. Oh, vezi că am aici o sticlă, ia să vedem. Vedem aici un crafting. Oh, frumos, ai uite câte geamuri avem. Gata, hai să înceapă acum proiectul să le punem. Ba, banc, cum era înainte, frumos. Facem așa foarte frumos, face. Deja oricum e noaptea și trebuie să acoperim. Hai că, mamă, ce e aici de gol. Cred că ne-am ajuns atâta geamuri, nu mai ne trebuie. Hai să oprești producția pentru că mi avem nevoie. Gata, dă înapoi bossule, dă sticla, nisipul. Și cam gata momentan. Gata, geamurile cam astea sunt, arată destul de decent, adică. Bine, bag cu părerea mea, ok, de obicei părerea mea nu prea este bună, dar asta este acum. Eu zic să ne culcăm, că, na, avem o zi grea. Asta cred că hai să punem și noi patul undeva, punem aceea pe colț. Hai, noapte bună, vă pupă fratele, hai, noapte bună acum la toată lumea. Și gata, o nouă zi din aventura noastră pe survival, frumos. Aici câteva blocuri ca să ne ridicăm înapoi sus. Alea vă lăsa acolo, că mi le să mai le iau. Just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. Savannah, bang, 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 bang. Și este gata și această cameră. Să dau și puțină formă pe aici, pentru că nu degeaba am făcut. Hai să dăm așa, nu știu ce parte să dau formă. A luat puțină formă, ce să mai zic și eu. A, atâta s-a putut, ok? Hai și un pic aceea, că s-ar trebui mai bine. Ok, am făcut un pic de formă, dar acum trebuie să punem ceva ce trebuie să punem așa deasupra aici, ce trebuie să punem acum. Am început să rămâne fără bucăți și unde mai trebuie niște lemn acum. Și gata, următoarea bucată este făcută, mai avem aceea să mai dăm în coată, dar mai avem nevoie de lemn pentru că nu mai avem. Hai, la tăiat de lemne că, stai să fac și un topor mă, că m-am văitat de cât timp mă văit că n-am și un topor amărt în casa asta mă. Ok, crafting table, dă-mi un topor că nu se mai poate și cam gata, hai să-mi fucăm de tăiat, hai. Cred că ne trebuie ca în jumătate de stec ne trebuie, nu ne trebuie chiar așa mult, dar jumătate de stec avem asigurat aici frumos. Așa că hai să dăm bătaie, să mergem în păduri și să te miște lemn de la destejar. Deja suntem gata și între timp am găsit și eu un stup de albine. What? Dar întrebarea mea, dacă cum aș putea să îmblezesc aceste albine? Adică cum aș putea să le fac eu ale mele? Dar cred că știu cum, adică ceva dacă fac eu un stup de albine sau ceva. Habar n-am, dar vedem cum facem. Așa facem! Gata, hop! Era acolo vieții, ai făcut un progres. Ce progres am făcut? Dau flor la albine, ești nebun. Ne-am pus bine cu albinele în episodul de astăzi. Casă, dulce casă, în sfârșit, hai. Frumos, hai să ne trenăm și noi aici toată treaba, dar vreau să mă culc. Hai, în camera asta aveam patul. E deja aproape gata toată casa, adică mai avem câteva chestii de făcut. Hai, somn. Gata. Avem aici o nouă zi, frumos. Am pus aici prin interior, gata. Mai ales, asta ar fi ultimul strat pe afară să-l punem. Hai să-l punem. Îl punem pe să-i sătăm toată treaba. Bă, hai să tăiem această bucată de pământ, pentru că uitați cât de înalt e față de casa mea, adică se vede foarte inestetic, se vede. Gata, deja reparat podeaua, acum să fac așa, să repar, uite, vezi cum fac așa cu lopata aici. Să ne unim și noi cu drumul ăsta la țărani ăștia, vedeți și voi. Ia uite frumos, uite mă, eu le repar drumul, e moare dacă fac și ceva, frate, pentru acest sat frumos. E tare ca ăștia niște pe aici, deci cred că o să ne facem și noi niște chestii. Dar vezi că e destul de mare satul ăsta, chiar îmi place că e destul de măricel, dar păcat că m-am pus eu la zona asta aici, adică sunt cam departe de ei, dar... What? S-a auzit un păiangăl.
Mamă! După mine, după mine, după mine, după mine. Vreau să fac să nu explodeze. Ok. Așa urâtane de creeper ce ești. Eu nu am și pe astea, două ăsta și aia, nu știu, osul. Bun, și tu. Aveam o bucată pânză de asta care o să punem deoparte. Și gata, în momentan am terminat și noi cu această costceabă, dar acum trebuie să facem, da, să facem pe acolo. Avem aici o scară făcută de noi. Știu că este destul de urâtă, dar nu mai contează, ok? Hai, sus, sus, sus. Eu zic să stricăm și astea aici, trebuie să strică și scara, dar o stricăm după aceea, îmi bag picioare în ea. Gata, acum ce facem? Acum doar punem așa. Bun, ultimele două deja pe acest strat, frumos. Bă, dar ce le încurc atâta? Băi de capul meu, gata, hai. Asta e ultima bucată și a terminat. Gata. Și acum designul final. Și ultima. Gata. Casa oficială acoperită. Ai de cap, ce se dă așa urât aici, fratele meu? Gata, m-am enervat, fraților, să pun așa niște blocuri, că nu iese, ok? Nu iese niloc. Dar de ce se pune așa într-o parte, mă, frate? Că vine să fac urât aici. Uite. Acum a mers. Și atunci să mai punem o dată ceva gen așa cu platou. Gata, fraților, dacă mai mă chinui mult aici, o să dau alte F4. Deci, lăsăm așa. Stricăm și aceste ierburi ca să fie casa mai imaculată. Și cam așa arată noua noastră casă. Acoperișul acesta nu mai mă chinui să fac nimic la el. Facem un pic așa, ne unim și noi cu partea aia măcar. Ok. Stai de așa să facem și noi frumos, că e fața casei, mă. Știți și cum se face în fața casei, se face frumos. Ăla văd că face puțin aici lângă mine. Așa puțin că... Această bucată a ieșit foarte urât și noi o reparăm. Gata, asta e toată pajiștea asta micuță aici. Sau alee, cum ziceți voi. Uite aici, aici vreau să pun un pic amor, dar lăsăm așa, nu mă interesează. Bun, acum, detaliile, mă, detaliile contează, mă, fraților, acum. Bam, bam. Și acum suntem cam gata cu casa. Închide ușile, frumos, că nu ne mai trebuie aici. Bun, acum facem ultimele de tușuri. Da, gata. Casa este completă. După 10 ani de muncă, s-a terminat această costcioabă. Ocupi de aranjamente aici la acestul acesta. Iau, fratele meu, iau ce bine poate să arate casa. Hai să punem și niște torțe ca să fie luminos, pentru că nu prea am chef să fie beznă. Așa. Mai hai să mai craftăm câteva torțe ca să punem peste tot, că n-am pus toate camerele. Aici am pus, aici și eu că am pus și aici, frumos. În această cameră n-am pus deloc. Două aici, două aici. Și gata. Hai să facem și noi acum designul înapoi, pentru că uite cum sunt astea puse aici. Unde este, mă, că știu că la... Mamă! Hai, bă, la somnic, că ne dă cu fulgerul ăsta pe casă, ne-a luat foc casa după aceea și ne-a luat la cap. Gata, 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 s-a târnat și ploaia, frumos. Bun, acum. Fac niște bucăți de astea să ne ajungă, pentru mai multe chesturi. Și unul aici să fie tot top și gata. Am terminat. Aoleo, doamne, doamne. Hai să mai craftăm și niște bețe de astea, dacă tot avem aici.
Și facem niște torțe ca să mai avem și noi, că vedeți că mai avem. Gata. Acum, finally, casa este gata. A terminat casa și asta ce n-ai mai face? Salut. Ce faci tu pe aici? Nu te naiba de aici, cu ofertele tale urâte. Bun. Gata, casa este completată și cam acesta va fi acest episod pentru că nu mai avem alte chestii de făcut. A, scara asta urâtă, da, mi-a... Mamă, dacă nu vedeam pe asta, asta rămânea episod întreg, rămâne ascultat cu aia la mine. Gata, gata. Am terminat, acum de pe aia, finally. Gata, fraților, sper că a plăcut acest episod, aceasta este noua noastră casă. Ia, facem un thumbnail acela dacă o sunteți voi aici. Hai să facem și un thumbnail dacă cu voi aici pe episod. Ia. Fac thumbnail-ul cu voi, ce să mai... Aș fi făcut așa off-camera, dar parcă e altceva. Totul depinde de design, fratele meu. V-am pupat pe toți și hai, ăsta e tot episodul și gata, hai. Pa, pa, hai, eu am fost Andrei Biș și vă zic acum toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa!